Cea mai nefavorabilă situație a calității apei potabile este în raioanele Căușeni, Anenii Noi, Glodeni, Fălești, Râșcani, iar cel mai înalt nivel de fluor în apă, fier, bor și reziduri se înregistrează în raioanele Glodeni, Fălești, Ungheni și Căușeni. Scopul nostru este unul comun și constă în asigurarea populației Republicii Moldova cu apă potabilă de calitate, canalizare adecvată, contribuind într-un final la îmbunătățirea stării de sănătate publică, a demnității și a calității vieții și va contribui și la dezvoltarea economică a țării. Unul dintre obiectivele cheie asumate este ca până în anul 2025 cetățenii să consume o apă potabilă de calitate. Acesta, dar și alte ținte, se înscriu în programul național privind implementarea obiectivelor stabilite în temeiul protocolului privind apa și sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025. Ne-am propus să asigurăm până în 2025 crearea condițiilor pentru distribuirea apei potabile de calitate în toate instituțiile pentru copii. Să reducem până la 20% probele de apă potabilă neconformă la parametrii chimici de bază și până la 5% probele de apă neconforme la parametrii microbiologici. Potrivit Ministerului Mediului, marea majoritate a banilor din fondul ecologic sunt cheltuiți pentru dezvoltarea sistemelor de aprovizionare cu apă și de sanitație. Anterior, Ministerul Mediului a declarat că necesitățile Republicii Moldova în domeniul apei și sanitației sunt de 2 miliarde de euro. Totuși, în afară de dezvoltarea infrastructurii, sunt necesare schimbări de mentalitate a oamenilor. Eu vreau să vă zic că Ministerul Mediului, cu fondul ecologic pe care îl avem, în ultimii 10 ani, în ultimii 5 ani și chiar în anul acesta, peste 90% din acest fond este cheltuit pentru necesitățile de apă și sanitație. Oamenii din Republica Moldova, din păcate, încă sunt în punctul în care refuză să folosească aceste sisteme de sanitație, considerându-le inutile. Potrivit responsabililor în domeniu, prezența acestor substanțe în apă potabilă face dificilă tratarea lor, din lipsă de tehnologii moderne, care sunt costisitoare. Programul național prevede ca până în anul 2025 toată populația să aibă acces la sisteme îmbunătățite de sanitație, reducerea cu 20% a epidemiilor de boli infecțioase și asigurarea distribuirii apei potabile sigure în toate instituțiile pentru copii.